Hotelul Zboina, simbolul turistic al zonei Soveja, lăsat în paragină de capitalismul post-decembrist. Venit într-o plimbare din dorința de a revedea locuri frumoase din țară, am rămas surprins de starea actuală în care se găsește fosta stațiune din perioada comunistă, supranumită atunci Perla Vrancii. Dezamăgirea este cu atât mai mare știind că Soveja are aerul cel mai bogat în ozon din România. Este păcat că turiștii nu se mai pot bucura de această zonă de excepție din punct de vedere al peisajului natural. Fără turiști, dezvoltarea economică a zonei a avut de suferit. Imaginile care urmează vă vor convinge.